What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? Astăzi voi face un machiaj full face cu Essence cicatrice. Mai multe Essence, veți vedea că predomină produsele de la Essence, însă din punctul meu de vedere Essence cicatrice sunt ceva ce merg mână în mână, având în vedere că ele două sunt făcute de același brand care se numea, astăzi că vă zic imediat, Cosnova. Deci amândouă sunt de la acest brand, doar că se împart pe aceste două categorii, Essence cicatrice. Essence fiind varianta mai ieftină a brandului Catrice. Dacă sunteți un pic cunoscătoare, știți că au produse, foarte multe produse asemănătoare și având în vedere că nu am produse suficiente de la Essence cât să fac un full face și nici de la Catrice cu siguranță, pentru că de la ea am mai puține, am zis să le combin. Vreau să mai fac o precizare, nu o să folosesc nimic altceva în afară de Essence cicatrice, deși îmi lipsește un produs și anume un bronzer, n-am reușit să îmi cumpăr unul pentru că nimic din ce am văzut pe la ei nu m-a impresionat. Am încercat, am avut o tentativă de a cumpăra ceva, dar nu am găsit. Deci da, vom face astăzi un machiaj fără bronzer, vedem dacă o să înlocuim cu un ruj, vedem noi ce o să iasă. Și voiam să vă spun că nu este un first impression, am observat că clipurile de acest gen sunt făcute de obicei ca first impressions, adică persoanele respective nu au încercat niciodată produsele și o fac pe cameră și nu mi se pare ok, nu mi se pare corect, nu este stilul meu și nici eu nu apreciez la alte persoane, adică prefer, nu știu, atunci când îmi recomanzi niște produse ieftine, nu să le încerci cu mine pe cameră, jumate să-ți placă și jumate nu, ci să le fi încercat de-a lungul timpului și să poți să dai, cu părerea ta, nu știu, să faci un review, nu să faci un first impression, pentru că first impression nu prea ajută pe nimeni, sincer. Ați văzut că și eu mai fac clipuri de genul acesta, dar le fac atunci când nu... nu le fac cu scopul de a vă recomanda vouă neapărat, ci, nu știu, mi-am cumpărat un fond de ten și un anticearcăn și hai să le încercăm împreună pe cameră să vedem cum sunt. Bun, acum că spun, am spus lucrurile astea, vreau să vă zic că eu mi-am făcut skincare-ul de dimineață, evident, și acum vreau să aplic această bază care este de la Essence, Fresh and Fit. După cum știți, gama Fresh and Fit este extraordinară și îmi place la nebunie. Această bază promite hidratare, un glow din ăsta sănătos și de asemenea să-ți minimizeze porii, așa că poți să o aplici cam pe toată fața. Mie îmi place foarte mult baza asta de machiaj, mi se pare foarte bună pentru un ten uscat, normal, pentru un ten gras nu știu cum s-ar comporta, probabil voi căutați ceva matifiere. La mine nu e cazul și mă duc cu ea până sub ochi, are ingrediente foarte ok, nu are alcool, așa cum are de exemplu fondul de ten din gama asta, așa că îmi place să le folosesc împreună. Și să pun o extra barieră între produsele de, nu, între tenul meu și fondul de ten, prin produsele de skincare și prin această bază. Am aplicat baza și o tapotez un pic ca să intre mai bine în piele. De asemenea, burețelul și pensulele nu vor fi nici de la Essence, nici de la Catrice, deși am pensule de la ele și dacă o să, de la aceste branduri și dacă o să le folosesc o să menționez, însă e cam greu să găsești pensule și burețelul pentru un full face, însă vorbim despre produse azi mai mult. Înainte de a trece la fondul de ten și a vă vorbi despre cele două fonduri de ten pe care eu le-am, vreau să vă precizez un lucru. Anumite game, mai ales de la Essence, pentru că brandul acesta l-am urmărit eu mai mult, partea asta a brandului Cosnova, parcă se numea, l-am urmărit mai mult. Problema la ei este că scot game, dar la un moment dat acele produse dispar. Adică sunt, nu știu, să zicem 10-15 produse care sunt din totdeauna prin magazine, dar sunt și produse care se schimbă. De exemplu, acest fond de ten pe care o să scap și această bază o să dispară. Ele au apărut acum, nu știu, jumătate de an, un an sau ceva de genul și o să dispară de pe piață. Veți vedea că se vor găsi din ce în ce mai greu. Din păcate, acesta este fondul meu preferat din toate timpurile și o să sufăr foarte mult după el. Plănuiesc să-mi cumpăr o rezervă 2-3 ca să fie, dar na, nu pot să-mi cumpăr până la urmă 20 de sticluțe din astea. Chestia este că am observat că de-a lungul timpului ei scot produse care cumva se repetă, adică astăzi scot un iluminator și îl scot după aia din stoc și după aia peste 3 ani apare un produs care este cumva asemănător. Așa că da, nu știu ce să vă zic, dacă vreți să încercați, de exemplu, gama asta, trebuie să vă grăbiți. De asemenea, pudra aceasta banana am găsit-o foarte greu pentru că și aceasta probabil o să dispară în curând. Produsele de buze la fel tot dispar și apar, iluminatoarele, cam toate produsele. De exemplu, la Catrice nu am văzut să fie neapărat o oscilație atât de mare, având în vedere că anticearcunul pe care o să-l folosim astăzi, acesta camuflaj, există pe piață de ani de zile și nu dă niciun semn că o să dispară din fericire pentru că este un anticearcun foarte bun. Dar da, am vrut să precizez și acest lucru ca să știți chestia asta. De asemenea, produsele pe care le am, nu cred că un produs depășește, sincer, 30 de lei. Cel mai scump produs pe care, cred că cel mai scump produs este acest fond de ten pe care am dat 25 de lei.
Așa că prețurile sunt foarte, foarte bune, după cum probabil știți. Hai să trecem la fondul de ten. Eu am două fonduri de ten de la ei, acesta Fresh and Fit, de la Essence, vorbim, Awake Makeup Healthy Glow, nu știu ce, care este preferatul meu, nuanța mea este 10 Fresh Ivory. Și l-am și pe acesta, Essence Insta Perfect Liquid Makeup, Strong Matte Effect, la la la, Waterproof Buildable, nuanța mea este 50, care este mai închisă un pic, dar tot cu subton galben ca și aceasta. De la Catrice, foarte faimos este, le amestec ca să fac, foarte faimos este fondul acela de ten cu pipet, am dat cum se numește, Catrice HD sau ceva de genul, pe care mi l-ați tot recomandat, însă n-am fost niciodată tentată să-l cumpăr, pentru că mi se pare că se adesează unui ten gras, am înțeles că are acoperire destul de mare și care aspect mat, așa că pe mine nu mă interesează neapărat chestiile astea, dar dacă voi nu aveți un ten uscat sau normal ca mine ca să vă cumpărați aceste produse, vă recomand să încercați fondul de ten de la Catrice, pentru că are numai review-uri bune. Acum, acest fond de ten are un finish foarte, foarte natural, acoperă foarte bine, rezistă foarte bine pe tenul meu și v-am zis, finish-ul lui este glowy și este superb, iar acesta este destul de asemănător. Nu are un strong matte effect, așa cum scrie. Este oarecum semi-mat, dar nu mi se pare că dă un efect mat. Mă gândeam cumva că o să semene cu fondul de ten de la Maybelline Fit Me, dar nu e chiar în zona aia. Într-adevăr, sunt la fel de lichide și acoperirea seamănă, dar finish-ul diferă. Astăzi eu cred că le voi combina, pentru că nuanța mea este undeva între. În clipurile mele, să știți că veți găsi, dacă vă interesează un fond de ten anume folosit singur, veți găsi și acest fond de ten menționat și folosit de foarte multe ori și acesta folosit minim o dată, dacă nu chiar de două ori. Așa că dacă nu vă interesează neapărat cum se aplică ele amestecate, puteți să le găsiți și separat. Și o să aplic pe mână. Din start se vede că ăsta este acesta, vedeți cât de lichid este și acesta nu este atât de lichid încât să curgă. Și v-am zis, finish-urile lor seamănă, doar că mie îmi place mai mult Fresh and Fit, doar că știți că le amestec, cum am menționat, ca să ajung la nuanța mea, care sper că este aceasta. Și mie îmi place să întind mai întâi cu degetul pe față. Și întind destul de bine uneori, alteori nu. Doar fac așa câteva punctulețe, dar astăzi vreau să întind. Se simt foarte răcoritoare fondurile astea de ten. Fondul de ten de la, din gama Fresh and Fit, să știți că are alcool. Dar celălalt nu are. Cel Insta Perfect. Și cel Insta Perfect are și un ingredient care funcționează ca și protecție solară. Bun, acum că l-am întins așa, fără niciun sens, o să iau acest burețel. Acesta, curăț ce mai am pe mână și întind fondul de ten. Bun, v-am dat mai aproape ca să vedeți. Acesta este finish-ul fondurilor de ten. Așa arată, vedeți că mi-a uniformizat foarte frumos culoarea tenului. Arată foarte bine. Și mi-a și acoperit ce probleme mai aveam, dar mă rog, eu țin mai mult la uniformizare pentru că de acoperire nu am nevoie decât să zicem un pic pe nas. Hai să trecem acum la corectarea cearcănelor și la iluminarea feței, nu că ar fi neapărat nevoie, pentru că mi se potrivește destul de bine fond de ten. Nu găsesc a doua nuanță din anticearcă, nu uite, am găsit-o. Avem aici Catrice Camouflaj, Liquid Camouflaj. Așa arată, sunt două anticearcăne, de fapt e una anticearcă, dar are în două nuanțe, care mie îmi place foarte, foarte mult. Hai să vă și arăt. Așa arată produsul și eu am nuanțele 0.15 și 0.10. 0.15 este o nuanță care are foarte mult galben în ea și care mi se pare că corectează foarte bine cearcănele. Așa că o să o aplic aici sub ochi. Chiar dacă vedeți că cumva pare mai închisă decât este fondul de ten, nu o să arate așa pentru că se blenduiește foarte frumos în piele, iar nuanța 010 Porcelain mi-e place să o aplic pentru iluminare fiind o nuanță cumva mai neutră. Acest produs are un finish foarte frumos, se întinde foarte frumos pe piele, chiar se blenduiește extrem, extrem de bine. Eu vedeți că aplic produsele astea gen fond de ten și anticearcă, mereu le aplic cu burețelul, nu am... nu știu, nu, genul meu nu este să folosesc pensule.
și se întinde foarte frumos, acoperă foarte bine. Este în top 3 anticearcăne pe care le-am folosit vreodată. Ca și acoperire, ca și felul în care arată, mi se pare că nu usucă, nu încarcă, nu se strânge extrem de mult. Se strânge, evident, în liniile astea de sub ochi, însă fixat cu o pudră foarte bună și fină, nici nu încarcă, rămâne și toată ziua foarte frumos sub ochi și arată extrem de bine. Înainte de a trece la partea cu fixatul feței, vreau să dăm un pic de culoare feței. V-am zis că nu avem bronzer, așa că trebuie să înlocuim cu altceva și am aici două rujuri de la Essence. Acesta este din gama This Is Me și este nuanța 09 Special. Știți că este o gamă apărută la Essence acum de rujuri asortate cu ojele. Unghiile mele s-au murdărit imediat de fond de ten, asta e dezavantajul la unghii albe. Așa, și am și acest ruj din gama Color Boost, Mad About Mad, care este nuanța 01 Dusty Romance, care este un maroniu. Dacă auziți ceva, eu una din pisicile mele care nu știu ce face. Așa, și vreau să aplic pe mână produsele astea și să le iau cu o pensulă și să le aplic un pic pe față ca să dăm o lecuțică de culoare. O lecuțică. O fi vreun moldovenist care a ieșit la iveală. Hai să vedem cu ce pensulă să le folosim. Nu am folosit niciodată acest ruj pe post de... Nu știu cum să-i zic. Că nu i-a zice nici contur, nici bronzer, dar nici blush. Hai să vedem cum se aplică. Știu sigur că trebuie să mă mișc repejor cu el. Nu arată rău deloc, neașteptat. Vai, deja s-a uscat. Asta e dezavantajul, că se usucă foarte repede și tare mi-e teamă să nu creeze pete și să rămână așa. Hai mă, că arată super fain. Și s-a întins chiar foarte bine. Pe fața nefixată cu pudră. Nu a creat pete. Nimic de genul ăsta. În schimb, a rămas așa o pată mare pe mâna mea. Cred că o să mai aplic puțin, să pun pe frunte, oare să aplic direct pe față, cum a face nici un experiment. Ah! Ce dubios este! Mă gândeam într-o zi să fac un clip din acela cu full face rujuri lichide, dar nu am atât de multe culori de rujuri lichide încât să-mi iasă ceva. Așa. Păi am făcut un fel de bronzare, nuanța e un pic rozalie, dar o să corectăm. Să știți că nuanța asta nu este rea deloc, deloc, deloc. Acum vin un pic cu burețelul pe deasupra ca să blenduiesc. Perfect, și cred că suntem pregătiți să pudrăm. Cu pudra mea preferată din toate timpurile. Vedeți că s-a adunat un pic anticearcă, nu? Și după ce îl întind așa, o să dau un pic și cu degetul ca să iau produsul din acea zonă. Acum și pe pleoapă și ne apucăm de fixat. Cum ziceam, cea mai mișto pudră pe care am folosit-o vreodată este aceasta banana de la Essence. O pudră foarte ieftină pe care dacă mai aveți norocul să găsiți pe undeva, trebuie neapărat să o cumpărați. Este o pudră galbenă care e foarte, foarte fină. Este un pic prăfoasă, dar pe ten să știți că nu e deloc prăfoasă. Dă așa un aspect pur și simplu flawless. Și împiedică anticearcă cum să se strângă. Face exact ce ar trebui să facă orice pudră. Și are exact consistența de pudră din aceea liberă, adică nu e ca o pudră compactă care să aibă neapărat acoperire, ci fixează și tenta de galben ajută să ilumineze foarte frumos. Este o mega recomandare pudra asta, din păcate v-am zis o să iasă din stocuri și mai este o mică problemă pe care am sesizat-o. E foarte greu de găsit pudra asta în magazine, adică nu am văzut-o prin DM, n-am văzut-o pe la standurile Essence, în schimb există pudra din gama aceasta, numai că pe varianta Peach Powder, cred că se numește, asta e Banana Powder, și e o pudră care e portocalie. Și nu știu, aia se potrivește probabil ca pudră de fixare pentru o negresă, pentru o tipă cu tenul foarte închis, nu pentru cineva cu tenul deschis ca al nostru, dar da. În magazine este varianta aceea, nu și varianta asta. Nu înțeleg, nu mă întrebați că n-am prins faza. O să aplic acest blush. Aveam două opțiuni de blush, dar m-am gândit să-l aleg pe acesta. Mai aveam unul de la Catrice, ultim mat, ceva de genul acesta. Însă nu l-am luat pentru că este foarte subtil. Am ales în schimb acest blush, căruia nu prea am dat foarte multe șanse. Cum am zis, de la Essence, Good Vibes, Good Memories. Pe care scrie că este un duo highlighter, însă... Nu știu cum să vă zic, nu este bun pe post de highlighter pentru mine, pentru că se văd așa ca două pete. Problema cu el, adică ce mă deranjează, este că are
Are un scripiș destul de mare, să zicem. Și o să-l iau cu o pensulă. Ah, asta e o pensulă de la Essence, by the way. A fost ediție limitată de Crăciun și mi-a plăcut foarte mult că e din asta albă, foarte pufoasă. Și nu... N-am o pensulă de genul ăsta așa, cu glitter aici. Sau nu aveam, mă rog, acum am. Și mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte tentant. Produsul este foarte prăfos în sine. Dacă vedeți, s-a umplut aici de praf. Și hai să-l aplicăm pe pomeți. L-am folosit de foarte puține ori pentru că nu mi s-a părut extraordinar. Culoarea este frumoasă. Mă deranjează scripiciul acela. Asta este ceea ce mă deranjează la el. Însă culoarea în sine e chiar drăguță. Place mult pensula asta, e așa de pufoasă. Am cumpărat-o puțin timp înainte să se scoată din stocul de Crăciun. Pentru că da, se scoate și game din astea de Crăciun. Și după cum vedeți, așa arată. E foarte, foarte luminos. Acum o să iau o pensulă mai mare. O să pun în puțină pudră și o să dau un pic pe deasupra ca să mai iau din scripiciul ăsta care e mai mare și să rămână doar doar sidef-ul. Hai mă că n-arată rău. N-arată rău deloc. Eu nu prea por blush de fel. Însă astea sidefate îmi plac și mie. E destul de profos, am dat 15 lei pe el. Nu este preferatul meu, însă astăzi îmi place cum arată, s-a aplicat super, super ok. Hai să trecem la iluminator și am ceva destul de interesant, ceva ce a fost la moda cu ceva timp și l-am și eu, cred că de un an sau ceva de genul, cred că mai puțin de un an totuși, că moda aia cred că n-a fost chiar acolo atât de mult timp. Este acest iluminator de la Essence, Glow Like a Mermaid, care arată, dacă aș putea să-l și deschid, care arată așa. Și o să-l aplicăm pe pomeți cu o pensulă foarte drăguță, care nu știu unde e. Găsit? Așa, acest highlighter poate fi folosit evident amestecând toate nuanțele sau poți să iei tu dintr-o anumită zonă de unde îți dorești. Nu știu dacă o să-l amestec pe tot. Cred că o să iau din zona asta de aici cu roz, roz portocaliu, galben mov, ce s-o fi luat, fără nuanțele acelea de turcoaz și o să aplic fix aici. Arată drăguț, e intens, după cum vedeți, și știu că unele persoane iau acest gen de iluminator ca să-și facă pe față mai multe culori, e bine, nu mi se pare ăsta scopul, mi se pare că se văd mai multe irizații, deși ele se amestecă, culorile astea se amestecă într-o nuanță de crem, ceva culoarea pielii, dacă te uiți atent se văd, uite, nuanțe de auriu aici, nuanțe de roz și e frumos, vedeți, e foarte drăguț. Scripiciul nu e mare deloc, e mai mult un sidef și e foarte drăguț, mi-am aplicat foarte mult. O să vin un pic cu pensula de blush ca să amestec și apoi cu pensula de pudră. Acum, o fază care mi-e place foarte mult la acest blush este că pot să iau cu o pensulă mică de detaliu fix nuanța pe care mi-o doresc și să o aplic în zone mai mici. Și de exemplu, uite, pe nas și deasupra buzei vreau să aplic această... Nu cred că vedeți această nuanță de auriu, așa că mă duc cu pensula asta mică de detaliu doar în nuanța de auriu și aplic aici pe nas și se vede doar reflexia aurie. Sper că vedeți. Deasupra buzei o să aplic un pic de portocaliu amestecat cu roz, să zicem. Și aici o culoare foarte frumoasă. Oh, ce drăguță e culoarea asta! E super frumoasă. Și în colțul interior să zicem că vreau portocaliu. Am terminat cu produsele pudră și înainte să trecem la sprâncene, la ochi și la buze, o să aplic acest spray de fixare de la Essence, care arată așa. Este Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Ei au mai multe sprayuri de fixare, fiți foarte atenți la ce vă cumpărați. Au și o variantă pentru ten mat, care mie personal nu mi-a plăcut pentru că eu n-am nevoie de un ten mat. Mai au și o variantă care și că e primer, care are o tonă de alcool și nu-mi place. Ăsta n-are nici alcool și nici nu dă un aspect mat, ci din contră. Dă un aspect foarte luminos, este foarte mișto. L-am cumpărat de pe Pink Panda și am dat pe el ceva 14 lei, prețul e foarte bun. Și să-l aplic acum pe față. În două pufuri. E foarte răcuritor, evident.
și dă un aspect superb. Eu de obicei folosesc produse din astea foarte luminoase și nu-mi dau neapărat seama de diferență, însă dacă folosesc un fond de ten mat sau aplic un pic mai multă pudră, topește pur și simplu efectul pudrei și este minunat aspectul. A fost comparat de mai multe persoane cu Fix Plus de la MAC, l-am avut și pe acela, seamănă într-adevăr finish-ul, doar că acesta este de vreo 200 de ori mai ieftin. Cât lăsăm să se usuce, trecem la sprâncene. Am aici de la Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof în nuanța 02 Medium. Așa arată, este un creion care are un spul în capătul acesta și un creionaj foarte subțire, cu o mină foarte subțire în acest capăt. Îmi place foarte, foarte mult. De când de l-am folosit de multe ori, îmi place pentru că pot să trasez fire de păr cu el și nu arată deloc încărcat. Imită foarte bine firele de păr din sprânceana mea și mi se potrivește și foarte bine această nuanță. Nu știu cât de mult o să mă țină pentru că creioanele de genul acesta de obicei nu țin mult. Însă a fost 10 lei, ca să înțelegeți. Și am pletănat un pic sprânceana jos ca să pot să corectez aici ce probleme am eu cu sprâncenele mele. La această sprânceană s-a cam depășit un pic. Aici erau problemele, în partea asta și aici. Așa că pieptăn înapoi în sus. Vedem cum arată, mai corectăm, ok? Și aici am o problemă aici și aici. Apoi merg în ce zone văd că ar mai trebui completat cu fire de păr. Cu mișcări ușoare aplic. Cam așa arată sprâncenele. Mi se pare că au ieșit foarte drăguț și foarte natural. N-am un gel de sprâncene de la Essence sau de la Catrice ca să aplic pe deasupra. Am avut de la Essence și am folosit foarte mulți ani din viața mea acele rimeluri de sprâncene. Însă am descoperit alt produs între timp și îmi place mult mai mult, așa că nu am mai reachiziționat. Însă dacă voi aveți nevoie și de fixare, să știți că la Essence puteți să găsiți un astfel de produs și cred că și la Catrice. Și au amândouă și variante transparente și variante colorate, deci depinde de preferințele voastre. Trecând la machiajul ochilor, am aici mai multe fărdulețe și o să le folosim pe toate. Palete am avut de la Essence, cred că două de-a lungul vieții mele, dar au expirat sau am consumat o parte din ele și a trebuit să arunc o parte din fardurile din ele, adică. Deocamdată nu mai am nicio paletă, însă am niște farduri pe care chiar vreau să vi le recomand. Vom începe cu acesta din gama My Must Haves, care este nuanța 04 Brownielicious. A venit așa, individual, adică mă rog, n-a venit, l-am cumpărat eu. Ele sunt vândute așa, individual. Ca să-ți cumperi mai multe și să-ți faci tu propria ta paletă, eu l-am cumpărat separat de pe internet și am dat pe el 5 lei. Adică, imaginați-vă, este un fard superb, este un maro mediu foarte, foarte frumos și o să-l aplic în felul următor, cu o pensulă creion, o să iau din el, este foarte pigmentat, adică atinge odată și e foarte mult fard. Și o să aplic aici, pe pleapa de jos. Vedeți? E foarte pigmentat. Și o să aplic destul de mult și destul de jos. Și apoi tot cu el o să urc. Creând aici un V, îl aplic aici în colțul exterior, după cum spuneam, prin mișcări de tapotare. Și îl urc ușor aici în pliu. După care voi reveni cu o pensulă de blending, dar deocamdată doar îl așez. Bun, am așezat fardul așa cum mi-am dorit, în forma pe care mi-am dorit-o și evident că nu o să rămânem așa. O să iau o pensulă de blending și o să încep să-l estompez. V-am menționat cât de frumos e fardul ăsta, adică, doamne, este absolut superb, este un maro, exact așa cum ar trebui să fie un maro, nici cald, nici rece, este superb. Și am avut probleme prima oară când l-am aplicat cu estompatul, pentru că l-am luat pe pensula de blending și am început să-l aplic, însă mi se pare că se estompează mult mai bine dacă mai întâi îl așez acolo unde îmi doresc să stea, cu o altă pensulă, cum a fost cea creion de mai devreme, și apoi vin și estompez și vedeți că s-a estompat foarte, foarte ușor și foarte frumos.
Este vremea să încercăm împreună acest fard. Essence Melted Chrome Eyeshadow în nuanța 06 Cooper Me. L-am cumpărat abia acum, înainte să mă apuc de filmat. Auzisem de fardurile astea și auzisem că sunt varianta pudra acestor farduri în această gamă de la Essence, care, pe care eu le ador, sunt superbe. O să vedem și acesta cum funcționează, adică o să vă arăt că eu știu deja. Și am tot amânat să le cumpăr, am zis că ei, de ce să mai iau încă un fard, am o grămadă de palete, etc, etc. Dar nuanța asta, sincer, mi-a rămas în minte și am zis că e ocazia perfectă și scuza perfectă să-l cumpăr astăzi când fac tutorial. Mă tentează foarte tare să-l aplic cu degetul, pentru că mă gândesc că e foarte cremos și l-am și încercat un pic și prin magazine, dar și astăzi, și este foarte cremos, așa că o să-l iau cu degetul. Este foarte cremos. Adică dacă atingi, se lasă așa un pic în jos. Da, e ca și cum ar fi o cremă presată aici, să zicem. Și o să-l aplic pe toată pleoapa. Wow! Da, este, cred că e un fard cremă, sincer. Deci e exact ca un fard cremă care pe pleoapă se transformă în pudră. Superb, superb. Absolut superb. Pentru că degetul meu e destul de mare, o să aplic pe toată pleoapa și o să ajung la intensitatea pe care o vreau cu degetul și apoi o să vin cu o pensulă mai mică ca să creez forma, că mi-e greu cu degetul. Am făcut și un swatch în palmă cu ce mi-a rămas pe deget, ca să vedeți cum arată în caz că n-ați înțeles de la ochi. Pentru mine, produsele Essence și Catrice nu reprezintă doar ceva ce, nu știu, am cumpărat pentru acest tutorial sau ceva, nu știu, gen, nu știu cum să zic. Mi se pare că produsele astea sunt tratate așa de oamenii, de majoritatea oamenilor, ca niște produse care sunt meh, care într-adevăr sunt foarte ieftine și sunt bune, dar nu le folosim zi de zi, nu știu, le luăm doar pentru un tutorial sau ceva de genul. Pentru mine Essence și Catrice fac parte din machiajul meu de zi cu zi. Fondul meu de ten preferat e de la Essence și anticeracul meu din top 3 preferat este de la Catrice, adică chiar sunt foarte bune și chiar le super, super recomand. Acum tot caut o pensulă cu care să lucrez cu acest fard. Și eu chiar vă recomand și vouă, fie că n-aveți foarte mulți bani de dat pe machiaj, fie că vreți pur și simplu să încercați produse. De exemplu, eu să zicem că dacă nu mi-aș cumpăra 3 produse de la Essence, să zicem, aș strânge bani și aș putea să-mi cumpăr ceva un pic mai scump. Dar eu sunt foarte pasionată de machiaj, dar am fardul ăsta peste tot, mi-am băgat bine de tot degetul. Sunt foarte pasionată și la o perioadă simt pur și simplu nevoia să-mi cumpăr produse doar așa ca să le testez. Asta e, e o pasiune de-a mea, așa că prefer să dau mai puțin bani și să-mi cumpăr mai multe produse, gen de 50 de lei pot să-mi iau 3 produse, îmi iau un fond de ten, un fard și un iluminator, să zicem, și am 3 produse pe care le testez, îmi fac și o damblaua și de obicei sunt bune, adică foarte rar ce am cumpărat de la Essence nu mi-a plăcut, sau de la Catrice, mă rog, dar v-am zis să îmi place mai mult și e mai accesibil decât Catrice. Acum, după cum vedeți, întind fardul acesta. Și după cum bănuiam, s-a întins foarte, foarte frumos, e foarte drăguț fardul ăsta, chiar drăguț. Și merge bine și pentru vară, dar o să arate foarte bine și așa mai festiv, zic eu. O să-l aplic și aici pe linia genelor de jos, un pic. Bun, și acum iau fardul acesta cremă în nuanța 01 Solar Explosion. Eu am 2 nuanțe din această gamă, pe care la fel vă recomand foarte, foarte mult. Eu am mai multe nuanțe, dar mie asta mi-a plăcut. Asta e un roz, nuanța 02, și asta e un auriu superb, nuanța 01. Și auriul se potrivește mult mai bine, evident. Și o să-l aplic un pic în interior. O să-l aplic direct din tub cu acest aplicator și-l întind de mai apoi, un pic aici jos. Și puțin pe centru și apoi repede, repejor, vin ori cu o pensulă, ori cu degetul ca să-l întind. Am luat o pensulă și îl întind. Acest fard poți să-l aprinzi, să faci cut crease cu el, de exemplu. Sau poți să-l întinzi atât de bine încât să rămână doar scripiciul. Un scripici așa frumos, auriu. Vin un pic cu pensula de pudră și corectez un pic aici și forma și dau și la o parte în caz că a căzut far, dar nu a căzut din ce văd eu, chiar deloc. Stompez un pic aici și așa arată machiajul ochilor. Trecând la tuș și la rimel, îmi voi încurba mai întâi genele cu un ondulator care e de la H&M, n-am un ondulator de gen de la Essence. Și nici nu contează brandul, contează doar să vă înțelegeți voi cu el.
așa că nu mi se pare neapărat relevant. Îmi voi îndula genele, apoi voi aplica tuș și apoi rimel. Și voiam să vă zic de rimel că ar fi cam singurul produs care e așa mai... acest tuș este foarte recomandat de Igonița, ea se înțelege foarte bine cu el, dar ea are ochii mult mai mari ca ai mei și își face liniile de tuș mult mai prominente ca ale mele, însă vreau să vă vorbesc despre el pentru că, în primul rând, este singurul tuș pe care l-am de la Essence, s-a fost telefonul meu, și e ok, nu este groaznic, dar o să vă explic exact ce îmi place și ce nu. Așa arată el, vedeți că se numește Super Last Eyeliner Matte Black. Este un tuș negru, evident. Ce mă deranjează este așa, periuța. Deci periuța asta este absolut imensă și forma și faptul că e un burețel, nu e o pensulă, e foarte dubios. Poți să-ți trasezi niște linii, dar îți trebuie multă atenție și poți foarte ușor să dai kicks și să-ți faci niște linii imense să-ți atingă sprâncenele, dar dacă ești un pic atent, n-ai de ce să faci griji. Nu este o formulă waterproof, adică dacă... se udă, să zicem, se șterge, dar dacă nu ai treabă, rezistă toată ziua. Dacă nu-ți lăcrimează ochii, dacă nu plângi, toată ziua rezistă pe ochi. Negrul este într-adevăr foarte intens și ce-mi place mie să fac atunci când îl folosesc, pentru că îl mai folosesc din când în când. Și fiind din asta, se întinde foarte ușor. Sunt varză pe mâini, nu am adus șervețelul meu, nu m-a dus capul. S-ar putea să am aici, de fapt, ia stați un pic. Da, n-am șervețele la mine. Da, deci șterg un pic pensula de aceste margini, pun frumușel tușul jos. Și o să-l aplicăm în felul următor. Încep aici. Vedeți? Nicio problemă. S-a aplicat frumos. Și apoi fac codița. Așa mi-a ieșit tușul. Cea mai mare problemă este clar la periuță, pentru că formula chiar îmi place, dar v-am zis, dacă vă descurcați cu genul ăsta de periuță, sunt sigură că o să vă placă mult tușul ăsta, dar dacă nu, o să vă încurce un pic. Este un negru mat, este intens, este drăguț, dacă nu se udă arată perfect toată ziua, dar v-am zis, aceeași formulă, același tuș cu altă periuță ar fi genial. Și da, am încercat să-l aplic cu altă perie, dar mi se pare că, cu altă perie, cu altă pensulă, dar mi se pare că nu se prinde bine și nu mai mult te încurcă. Cam așa arată, n-a ieșit perfect, nu poți să faci un tuș neapărat foarte artistic cu genul ăsta de periuță, dar aia e. Trecând la rimel, pentru că deja mi s-au atins genele de acest tuș și o să se lipească dacă nu, uitați, dacă nu aplic ceva, doamne, uitați-vă ce-s pe mâini, deci Dumnezeule. O să aplic acest rimel minunat de la Catrice, pe care abia l-am achiziționat, dar l-am folosit în fiecare zi de atunci. Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara. Este nuanța de negru și are o periuță foarte drăguță, cumva așa curbată. Și ce îmi place mie să fac, mi-am și format un stil de andar cu acest rimel care îmi place foarte mult. Mai întâi iau cu partea curbată și încarc genele de produs. Am aplicat primul strat, acum bag din nou în rimel periuța, vin din nou cu această parte curbată și mai aplic o dată pe gene ca să le încarc și mai bine. Le separă foarte frumos, nu aveți cum să aveți gene lipite cu rimelul ăsta, vi-l mega recomand. Și a fost doar 14 lei sau 13 lei sau 15 lei, ceva de genul, extrem de ieftin. Căutați aceste produse pe net, dacă aveți un produs care vă place de aici, căutați-l pe Google că o să-l găsiți cu siguranță. Și cum am zis, aplic un al doilea strat
tot cu partea curbată, care are rol să îmbrace genele, să le curbeze. Și acum vin cu partea dreaptă, care are produs pe ea, și încep și le alungesc și o să arate superb. Și rimelul ăsta este bombă pentru genele de jos. Le ia și le îmbracă foarte frumos, le separă. Super. Și dacă ne-am murdărit, nu-i problemă, așteptam să se usuce și îl ștergem cu ceva. Bun, cam asta e cu ochii. Arată super drăguț. Ok, hai să trecem la buze. La buze am cele mai multe produse. N-am putut să mi le aplic pe toate, dar o să vi le arăt pe toate. Avem așa, cred că am un singur creion de la Essence pe care l-am adus aici, care merită mențiunea, și anume Essence Soft Contouring Sucker for Grey, așa arată creionul. Pe ăsta sigur îl aplicăm, e un gri cu tentă de mop. Și apoi am multe produse de buze. Bun, gama aceasta... Essence Color Boost este o gamă de rujuri mate, sunt toate mate și sunt foarte ușoare, ca toate din brațe, sunt foarte ușoare pe buze, dar au tendința să usuce dacă n-ai buzele hidratate, așa că eu aplic un pic de balsam de buze peste ele. Eu am nuanțele 010203, puteți să vedeți swatch-urile în mai multe clipuri, dar vă recomand să vă duceți la colecția mea de machiaj filmată recent, este clipul din urmă, unde aveți swatch-uri la absolut toate produsele pe care eu le dețin, și vă recomand să vă duceți să vă uitați acolo. Sau să vă fac swatch-ul și aici? Hai să vă fac swatch-ul și aici. Că mă simt nașpa după aia. Așa, 01 Dusty Romance, l-ați văzut mai devreme, era acel maroniu. Deci pe ăsta nu are rost să vi-l mai arăt încă o dată. 02 I Love You Me Neither, este un nude, toate trei sunt nude-uri. Un nude roz foarte deschis, care e foarte drăguț. Eu de obicei le combin. Ăsta este 02. Căzut oglinda, trebuia să îndeplășească asta, că săraca se chinuie de mult să evadeze. Și 03 este un nude cu niște tende drăguțe de mov, care seamănă destul de mult, dar au alte tente. Și mie îmi place, după cum v-am zis, de obicei să le amestec. Apoi am rujul acesta din gama This Is Me, pe care v-am arătat mai devreme, dar pe care nu l-am mai folosit pe față, pentru că am folosit nuanța aceea 01 de la... din cealaltă gamă. V-am făcut aici un swatch, așa arată. Este un nude... destul de deschis, care are o consistență relativ ok, nu e mat, este un ruj lucios, care v-am zis este cât de cât ok, problema e că e un pic făinos pe buze, cred că o să-l aplic pe acesta. Și după aceea mai am două rujuri de buze care sunt minunate, gama Shine Shine Shine, o să dispară gama asta, așa că cel încercați să puneți mâna pe ele, le găsiți pe internet, căutați-le că le găsiți, vă recomand nuanța aceasta care e transparentă pentru că puteți să o aplicați peste ce rujuri vreți voi. Am și nuanța de roz, care este un roz foarte, foarte intens și foarte Barbie, care nu-mi place în mod deosebit, dar îl folosesc, să știți, peste alte rujuri. Pe scurt de tot, este cel mai mișto gloss pe care îl puteți, asta e nuanța asta, pe care îl puteți folosi, nu e lipicios și arată umed pe buze, este superb, superb. Bun, hai să-mi conturez buzele. Deci o să-mi conturez buzele cu nuanța asta, Sucker for Grey 011. Creioanele de buze de la Essence sunt foarte, foarte bune. Sunt pigmentate, sunt cremoase, se aplică ușor și rezistă. Astea sunt creioanele pe care le folosesc de când am început eu să mă machiez, pentru că costă 5-6 lei unul, găsiți mai multe game, toate îmi plac, dar îndeosebi acestea care se ascut. Ca creionul, acum vreau să aplic rujul. Să știți că din gama asta This Is Me îmi plac foarte mult ojele, am nuanța 012 și o ojă foarte mișto, e foarte rezistent, o aplic, îmi fac pedicura cu ea și e foarte bună. Bun, acum că l-am aplicat, urmează glossul. Arată drăguț rujul, mi se pare că e așa un piersiciu drăguț nude. Și acum o să aplic luciu de buze, cum spuneam, acesta de la Essence, gama Shine Shine Shine, nuanța 01. Este superb, superb, superb.
și îl aplic aici în centrul buzei. Și apoi îl întind un pic cât degetul. Și așa arată. Este absolut minunat. Este foarte confortabil, nu e lipicios. Deci, nu știu, un gloss care să arate și atât de bine să nu fie lipicios. Este pur și simplu un dar. Acum o să vă dau mai în spate pentru că am terminat cu machiajul feței. Și vreau să aplic un produs pe corp și anume acesta din gama cu fondul de ten. Acest iluminator Insta Perfect de la Essence. Nuanța mea este 01. Nu, nu 01, este 10. Și îl aplic pe corp. Asta să văd și eu ce fac. Așa, este un auriu frumos. Și o să-l aplic cu scopul de a-mi da o iluminare foarte drăguță. Asta l-am găsit tot pe internet și am dat pe el vreo 13 lei, cred. Și cam așa arată machiajul cu Full Face Essence cicatrici. Eu zic că rezultatul este foarte bun și nu reflectă deloc prețul pe care l-am plătit pe aceste produse. Cred că cu 100 și, nu știu, cred că cu 100 de lei poți să-ți faci toată fața, să zicem. N-am făcut un preț total al acestor produse, dar v-am zis, nu depășesc 25 de lei. Cred că ar fost o idee bună să vă zic și prețurile, însă așa la rapid ăsta costă în jur de 8-9 lei. 13 lei, v-am zis, cred că la astea, asta este 10 lei. 16 lei sau 18 lei, depinde de unde îl luați, pe ăsta am dat 20 de lei, fondul de ten e 25 de lei, deci imaginați-vă ce prețuri bune au aceste produse, vreo 14 lei, la fel și fardul acela frumos e 14 lei, fardul maro e 5 lei, baza e 14 lei, prețurile sunt foarte, foarte mici și mi se pare că rezultatul este superb. Super. Bun, cam asta a fost clipul de astăzi. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Sper că v-am inspirat sau că v-am ajutat cu ceva. Vă recomand din suflet să căutați produsele cicatrici. Dacă nu le găsiți în DM-ul pe care îl aveți în orașul vostru sau la diferitele magazine, vă recomand să mergeți să căutați pe internet, scrieți Essence Catrice și o să găsiți pe Notino, pe 1001 Cosmetice, pe Pink Panda, pe depozitul de cosmetice, pe toate site-urile astea le găsiți. Căutați cel mai avantajos preț. Și sigur o să fiți foarte mulțumite. Produsele pe care vi le-am arătat eu aici sunt mulțumită de toate. V-am făcut un mini review. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip și ne revedem foarte, foarte curând în următorul.